Salutare, fetele! Astăzi împreună cu voi vreau să pregătim siliotcă sau cum spuneți și macro, nu-i, că nu-i macro, asta. Este tostolob, da? Tostolob marinat, așa, foarte, foarte delicios. El este deja gata, acum și-a să scoatem de aici și-a să vă arăt ce bunătate avem aici. Vedeți? Așa. Ia uitați-vă aici ce bunătate avem. Ia uitați-vă ce bine arată. Voi vedeți cât de bine s-a marinat. Vedeți? Uitați-vă ce de male. Ia-te. Vedeți? Este superbă. Dar ce miros. Ce. Ah, trebuie de fiert niște cartocele. Da? Și să savurăm cu plăcere. Este foarte gustos. Da? Și foarte repede se pregătește. Da? O puneți pe noapte în marinată, da? Și apoi o scoateți a doua zi, după care o puneți în ceapă, ulei, să stăi așa, să păstreze. Foarte gustoasă. Hai acum să trecem la treabă. Dragile mele fete, soțul meu a prins așa doi tostolovi mari și eu o să fac siliotcă din trânsa. Acum o să mă ocup de pește aceștia, să-i tai, să-i fac filie. După care o să vă arăt cum marinez eu acest pește. Da, e că așa arată, sunt foarte mari. În video parc sunt mici, dar ei sunt foarte, foarte mari. Da? Cam așa. Deci, iată așa, am tăiat peștele. Vedeți, am făcut așa filie. Cam așa, Iana. E ca așa. Aici am sare mășcată, groasă, da? Și voi săra peștele și a să lăs să săreze în jur la 2 ore. După 2 ore, a să spăl cu apă rece, bine, bine. Și apoi ne ocupăm să-l marinăm. Deci așa, fetițele, a trecut 2 ore. Vedeți că a lăsat și zamă peștele. Da? Acum să-l spăl bine, bine sub jetul de apă rece. Așa, deci mai departe să avem nevoie de 1 litru 400 ml apă. A să avem nevoie de 2 linguriți de așa piper negru. Vedeți, dușiste sau cum se cheamă el. De piper negru, tot de 2 linguriți mai mărunt. A să avem nevoie de 200 ml oțet 9%, de 200 de grame sare de asta care pentru murături, sare pentru conservație, da? A să avem nevoie 200 de grame zahăr, 4 frunzi de dafină și deja 2 kg de pește. Toate ingredientele și toate grămajele sunt la 2 kg de pește. Așa, acum vom adăuga în apă așa, sarea. Așa. Zahărul, vom fierbe în jur de 3-4-5 minute, da? Vom fierbe siropul acesta, marinada pentru pește. Aici oțetul să-l adăugăm după ce se fierbe toată marinada. Așa, în felul următor, fierbem 5 minute marinada noastră. După 5 minute luăm, stângem aragazul și luăm cea unul de aici. Și iată, acum adăugăm oțetul. Așa. Eu aici am pregătit deja asta peștele. Da? Amestecăm. Lăsăm siropul acesta sau cum să-i zic. Lăsăm să răcorească definitiv, da? Să fie la temperatura camerei. După care a să-l turnăm peste pește. Pieștele nu trebuie să fie aranjat așa fix în fix, pentru că trebuie să pătrundă zama asta peste tot. După ce se marineze o noapte, da, 24 de ore, atunci deja să facem altă marinadă și a să-l aranjăm frumușel și a să-l pun. Eu a să vă arăt cum îl pun. E ca așa. Așa, fetele, s-a răcit zăburdeala noastră asta și turnăm peste peștișor. E ca așa.
să duc așa atât. E că așa am pus. Ia uitați aici. Și cu lingurița așa fac ca el să pătrundă pe tot locul, știți? Mie mi-o mai rămas zamătea asta, dar mai bine să rămâi decât să nu vă ajungă, știți? Mai bine să rămâi decât să nu vă ajungă. Așa. Mai punem un pic. Așa. Și acoperim și finito la frigider. Iată așa în felul următor, fetele, îl dăm la frigider. Și mâine îl scurgem din toată zeama aceasta și facem alt sos pentru el. Așa, fetele, deci a trecut 30 de ore la mine pieștele. Îl vedeți? Acum și-l desfacem și vă-l arăt. Ia uitați-vă la dânsul cum trebuie să fie. Vedeți? E ca așa. Să nu fie roșu, da? Dar să fie alb. E ca așa. Fiecare pește trebuie să fie alb. Mai departe avem nevoie de lămâie, de ceapă. Eu am aici 700 de grame de ceapă, aici am două lămâi, aici am 100 de grame de muștar franțuzesc, da, de este granulat, ulei și piper negru. Cam așa. Acum vom scoate peștele din zama aceasta, da, din sirop acesta, și îl punem tot aici peștele. Acum și vă arăt. Așa, aici am pus ulei și piper negru, da? Amestecăm bine. Așa, aici am scos peștele și deja să-l aranjăm frumușel în asteană. Da, punem mai întâi de toate ceapa. Așa, un rând de ceapă, niște lămâiță. Ai, ca și ea. Mai aproape. E ca și ea. Și acum a să luăm peștișorul și a să-l aranjăm frumușel. Vom lua peștele și vom aranja frumos aici. Puneți un rând de ceapă, un rând de pește, da? Și cu sos. Așa, punem. Punem piper negru. Așa, ceapă. Așa. Lămâie. Și așa vom proceda până punem tot peștișorul. E ca așa, fetele, l-am aranjat foarte bine prin toate părțile, acum vă arăt. Ia uitați-vă ce bine arată. Acum vom mai adăuga puțin ulei. El trebuie să stăie în ulei. Da? E ca așa. E ca așa. O bunătate și mâine puteți să puneți cartofi la fiert și să savurați cu mare, mare, mare drag. Acum acoperim peștișorul nostru și îl dăm la frigider. Mâine se poate de pregătit. Dacă vă place rețeta, abonați-vă la canalul meu, dați câte un like, dar eu vă zic seară frumoasă, pa, pa!